Sunt ultimele date, ultimele informații care au venit din partea autorităților române în legătură cu numărul cazurilor de coronavirus la nivel național, iar veștile nu sunt deloc bune. Dimpotrivă, avem 994 noi cazuri de îmbolnăvire, cu 297 de români care sunt internați în stare gravă la terapie intensivă. Ieri erau 293, o ușoară creștere așadar și în rândul românilor care sunt internați la terapie intensivă. 17.000 de teste, 17.200 aproximativ în ultimele 24 de ore și 994 noi cazuri de îmbolnăvire. Totalul cazurilor de coronavirus până în prezent în România 39.133, peste 25.500 de oameni care s-au vindecat și din păcate vorbim și despre 2.074 decese. În direct cu noi este domnul doctor Dorel Sândesc, președintele Comisiei ATI din Ministerul Sănătății. Domnule doctor, bună ziua, mulțumim pentru că sunteți cu noi. Nu mă pic acum. Română, bună ziua. 994 noi cazuri de îmbolnăvire, domnule doctor, din ce în ce mai multe ne apropiem ușor, ușor de 1000. Cum priviți această situație cu 297 de români care sunt la terapie intensivă? Cum altfel decât cu îngrijorare? Este un trend cu adevărat îngrijorător și care riscă să ne ducă acum, iată, mai târziu, în situațiile dramatice prin care au trecut alte țări la începutul crizei. Și este foarte trist să constatăm faptul că nu am reușit să învățăm din experiența dramatică altora și iată ne expunem acum unui risc atât de mare. E o explicație, domnule doctor, în afară de lipsa distanțării sociale, lipsa respectării măsurilor care sunt recomandate de către autoritățile române. Există și o altă explicație sau e simplu? Nu reușim să ne spălăm pe mâini așa cum trebuie, nu reușim să ne purtăm masca corect, nu reușim să păstrăm distanțarea socială? Suntem într-un domeniu al multiplelor teorii și este evident că nimeni nu deține adevărul absolut. Încă nu cunoaștem de plin această boală, această epidemie și tendințele ei. De-aia nici nu înțeleg încrâncenarea cu care se discută în spațiu public, de parcă fiecare deține el adevărul absolut. S-a văzut clar că opiniile, părerile, recomandările oficiale s-au schimbat radical, ale Organizației Mondiale a Sănătății, ale premierului Marii Britanii, al președintelui Statelor Unite și așa mai departe. Ar trebui să discutăm cu mai mult bun simț și echilibru și cu toleranță față de părerile celorlalte. Dar în această nebuloasă există totuși câteva lucruri clare și e bine să ne agățăm de ele. Unul este că boala există. Doi, ea poate lua unele forme înfiorătoare, dramatice, cu o suferință extremă și cu o mortalitate foarte, foarte mare, pentru că sunt puține boli care ajunse în faza critică să aibă o asemenea mortalitate ca și această boală. Noi vorbim din terapie intensivă, acolo unde ajung cele mai grave cazuri și vedem că, iată, și la noi și în statisticile internaționale, cam 50% dintre oameni, cel puțin, decedează în ciuda unui tratament foarte, foarte susținut și complex. Deci boala există, boala este foarte gravă, are mortalitate mare și ceea ce pare iarăși foarte îngrijorător, dincolo de suferința enormă din cursul bolii acute, este această posibilitate confirmată tot mai des ca boala să lase unele sechele deosebite. Sunt tot mai multe cazuri care dezvoltă suferință pulmonară cronică, fibroze, astfel încât acești pacienți nu își mai recapătă starea fizică inițială, suferințe la alte niveluri, alte organe care sunt prinse de această teribilă inflamație și tulburări de coagulare din faza acută, ajung să sufere. Deci este un tablou cu adevărat îngrijorător și este justificat din toate aceste puncte de vedere care nu intră în discuție că nu sunt adevărate, ca oamenii să aibă grijă maximă pentru ei, oricât ar fi de tineri și de sănătoși. S-a văzut acum că și tinerii fac forme grave, amenințătoare de viață și mai ales că le poate afecta viața după ei să nu mai fie într-o formă fizică de plină, așa cum au fost înainte. De aceea vorbim de lucruri certe, evitând scenariile. Tot ce putem spune că este sigur
și poate contribui acum la diminuarea dimensiunilor și evitarea unui dezastru care ne paște, este evident asta, este să respectăm aceste reguli. Este vorba de responsabilitate. Miza este clar acum. Dorim libertate, dar nu putem avea decât cu responsabilitate maximă. Altfel riscăm să ne pierdem atât libertatea, să se ajungă la măsuri din nou dure, de izolare, de carantinare, de stări de urgență. Nu este deloc exclus ca autoritățile să fie obligate la așa ceva. Dar mai mult decât atât, ajungem nerespectând aceste principii de responsabilitate simplă, să pierdem nu doar libertatea, de atât, să pierdem chiar viața a noastră și a celor din jur. Eu îi înțeleg într-un fel pe unii oameni că totuși incidența globală nu e atât de mare și sunt multe comunități, grupuri de prieteni, de familii care n-au avut niciun caz și atunci le vine greu să creadă, dar să se uite totuși în jur, să audă ce povestesc oamenii, mai ales cei care au trecut prin această suferință. Și da, să ne asculte și pe noi, pe medicii care vedem zilnic ce se întâmplă. Este groaznic. Este o suferință înfiorătoare. Și nu e atât de greu să respecti niște reguli. Oamenii spun că e greu să stai cu mască, să te speli pe mâini, să eviți apropierile nejustificate. Dar să se gândească la personalul medical. Toată viața lor stau cu mască pe figură, cea mai mare parte, activitatea profesională, atunci când intră în intervenții chirurgicale, când fac alte intervenții la pacienții lor. Poartă masca, poartă echipament de protecție, se spală pe mâini, se dezinfectează, ca să evite îmbolnăvirea asemenilor lor. Acum trebuie ca toți să fim în aceeași echipă. E un lucru care va influența decisiv, eu sunt convins. Nu e vorbă în vânt. Asta poate cu adevărat să diminueze, să facă ca această creștere să nu continue și să nu ajungem cu pacienți grav pe coridor și să nu mai avem cu ce să îi tratăm, cu ce să îi salvăm, să nu mai avem aparate de ventilație, să trebuiască să decidem pe care îl punem pe aparat și pe care nu îl punem. Așa cum, iată, au pățit și alte țări. Am reușit să ajungem până aici fără aceste situații critice. Ar fi absurd, ar fi dureros să o pățim acum când ar trebui să știm lecțiile și aplicându-le, cazuri vor mai fi, dar este posibil prin măsurile acestea ca numărul să nu mai crească și să fie suportabil de către sistem. Despre asta vorbim, de fapt. Dimensiunea să nu sufoce pur și simplu sistemul și să nu mai putem ajuta pe acești oameni. Cum e la terapie intensivă, domnule doctor? Cum stăm? 297 acum români la terapie intensivă? Ne îngrijorează și la terapie intensivă, pentru că, să știți, e un număr care raporta la numărul total de peste 2500, 2820 funcționale, mai multe în statisticile seci pe hârtie, de paturi ATI, pare o diferență mare. De ce ne îngrijorăm atât de mult? Dar trebuie să se știe că în secțiile de ATI nu s-au eliberat multe paturi, ele sunt în marea majoritate a timpului pline cu alte cazuri grave, de altă cauză, altă etiologie, pentru că, din păcate, aceste necazuri mari nu iau pauză în perioada epidemiei și nu se supun deciziilor centrale. Da, traumatismele, accidentele vasculare cerebrale, cazurile cardiologice, intoxicațiile, arsurile și așa mai departe, toate aceste cazuri grave nu sunt programabile, le vin și vin în continuare într-un număr mare și de aceea cea mai mare parte a paturilor de ATI sunt ocupate cu aceste cazuri și nu e de joacă când vedem că, iată, crește și numărul de cazuri grave COVID. Și noi, din fericire, am reușit să facem față până acum fără probleme majore. Și trebuie să spunem că s-au făcut eforturi în această perioadă, nu am stat doar să ne plângem. Noi am făcut o statistică reală a ce avem, ce dorim. Am demarat programe de dotare în paralel cu mai multe instituții, aș spune, de la Banca Mondială, Ministerul Sănătății, Ministerul Fondurilor Europene. Iată, am derulat o mare campanie de strângere de fonduri umanitară, numită România are nevoie de terapie intensivă. Au fost un teleton cu un impact extraordinar. S-au strâns în total bani mulți, milioane de euro. Iată, prin acest teleton numai s-a reușit achiziționarea celor
patru containere de tip terapie intensivă. Fiecare are 12 paturi, deci este efectiv o nouă secție de ATI. Unul s-a instalat aici, la Timișoara. Deci s-au achiziționat câteva sute de ventilatoare, monitoare, paturi, stații de injectomate. Din acest punct de vedere, totuși, s-au făcut eforturi să fim mai bine pregătiți. Suntem mai bine pregătiți decât la începutul crizei. Și totuși, acest val, dacă crește, ne va îngenunchea. Și este păcat să nu îl oprim, să nu îl diminuăm. Se poate și nu putem reuși aici decât împreună. Cred că este și datoria autorităților, ca acum, având cadrul legal, să vegheze ca aceste recomandări, care sunt evident necesare, să fie respectate și altfel să se ia niște măsuri pentru a se impune. Este absolut vital acest lucru. Dar oamenii ar trebui să înțeleagă, pentru că Doamne ferește să ajungă să înțeleagă pe propria piele. Ați văzut, au fost câteva exemple mai celebre de personalități care au ajuns să treacă prin asta și apoi au mărturisit ce suferință cumplită. Mai avem locuri la ATI, domnule doctor? Mai sunt locuri la ATI la nivel național? Da, încă facem față și dintre aceste cazuri care sunt la terapie intensivă, cazuri grave COVID, nu toate sunt pe ventilator. Sub 50% sunt, necesită ventilație mecanică, dar desigur toate au potențialul de agravare, de aia și sunt luate la terapie intensivă. Încă mai avem această disponibilitate. Iată, a crescut capacitatea cu cele patru containere, dintre care trei sunt deja, cred că, puse în funcție, va porni și cel din Timișoara. Există aceste spitale de campanie care s-au activat. Da. În București există 15 paturi de terapie intensivă în spitalul de campanie. S-au făcut aceste eforturi și grație lor noi acum încă facem față, dar trebuie să se înțeleagă că o creștere de asemenea natură poate să ducă rapid la epuizarea capacității de primire. Câte cazuri de oameni internați la terapie intensivă? Am putea spune că nu mai facem față cu locurile la terapie intensivă. Acum, astăzi, avem 297 români internați la ATI. Știți, depinde de dinamica intrărilor și ieșirilor, pentru că zilnic intră un număr de cazuri, dar zilnic și ies. Se ameliorează, Doamne ajută, și sunt transferat pe alte secții, decedează. Deci, acum avem acest număr în care facem față, dar dacă el se dublează, cu adevărat vom avea o problemă. Desigur, sistemul va face eforturi. Acum avem un număr de paturi alocate. De exemplu, în București sunt undeva la 100 de paturi ATI pentru COVID. Nu e o cifră exactă, n-am eu exact, dar undeva acolo suntem. Dacă acest val crește, se vor face eforturi să se crească și numărul de paturi ATI COVID. Desigur, în defavoarea celorlalte. Va fi o luptă grea și dificilă, dar creșterea asta va face până la urmă să ajungem la un blocaj și să nu mai putem primi cazurile grave. Ar fi păcat. Știm ce avem de făcut. Este un apel sincer și calm. Chiar putem, uitați, nu suntem într-o situație atât de dramatică. Putem încă să influențăm foarte mult evoluția acestei crize. Și e păcat. Trebuie să acceptăm că aceste reguli sunt necesare și să o privim și un pic mai relaxat. Hai să o privim că e trendy anul ăsta să purtăm măști. Hai fiecare să fie creativ dacă vrea, să-și facă măști interesante, dar să respectăm aceste reguli, pentru că ele sunt de o importanță extraordinară.